Examenul pentru ocuparea funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ din județul Hunedoara s-a încheiat luni 13 decembrie, data limită pentru depunerea contestațiilor. Rezultatele finale ale concursului vor fi anunțate la sfârșitul acestei săptămâni. Iar în data de 17 decembrie vom valida rezultatele finale. Urmează, sigur, în 20-22 decembrie, așa cum se știe, să emitem deciziile de numire pe post a directorilor, urmând ca, în final, în data de 10 ianuarie, aceste decizii să-și facă efectul și, efectiv, să își încheie contractul managerial pe 4 ani cu inspectoratul școlar. Testările aspiranților la funcții de conducere în învățământul hunedorean, care au conținut atât examenul scris cât și proba interviului, nu au fost lipsite de peripeții. Și asta pentru că au existat candidați care fie au optat pentru mai mult de 10 opțiuni pentru ocuparea unei funcții de conducere într-o școală din județ și nu s-au mai prezentat la interviu, fie că după ce au obținut punctajul necesar pentru a ajunge director într-o școală și-au retras dosarele depuse la alte unități. Acest din urmă lucru a pus însă într-o situație delicată comisiile formate, conform prevederilor legale, de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, care s-au prezentat la examinare, dar candidații au lipsit. Foarte interesant, opțiunile pe traseu s-au schimbat și bună parte dintre ei nu s-au mai prezentat efectiv. Sau avem o situație, un caz în care a optat pentru o școală, a venit, a luat un examen la o școală, după care la celelalte nu s-a prezentat. N-a fost tocmai confortabil pentru că ei anunțându-se, sigur, noi am pregătit comisiile și comisiile au stat în inspectoratul școlar și și-au așteptat acești candidați care, din păcate, nu s-au mai prezentat. În atare condiții există o posibilitate foarte mare ca posturile de conducere din școlile hunedorene să nu fie ocupate în totalitate. Conform profesorului Ilie Pârvan, inspectorul școlar general al județului Hunedoara, posturile posibil rămase vacante vor fi ocupate prin detașare, iar un nou examen pentru ocuparea funcțiilor de conducere din școli ar putea fi organizat în prima jumătate a anului viitor. Așa cum se obișnuiește și așa cum se știe, vor fi delegări pe o anumită perioadă până la organizarea concursului. Se pare, după unele informații de la minister, că în a doua parte a anului școlar va fi organizat un nou concurs pentru ocuparea funcțiilor rămase vacante. La interviul pentru ocuparea celor 108 posturi de conducere din școlile din județul Hunedoara s-au înscris 118 candidați, aceștia obținând de la proba scrisă o medie de minim 7.